În această seară vom discuta despre capitolul 3 din cartea lui Ludwig von Mises, Gânduri pentru cei de azi și cei de mâine, capitolul numindu-se Intervenționismul. Da, înainte de a intra în detaliile despre capitol, o să vă rog jos sub video găsiți un buton de like, apăsați-l, așa, lângă aveți un buton de subscribe dacă vreți să mai auziți de noi, alături un clopoțel dacă chiar vreți să însemne butonul ceva și alte lucruri, ce să mă le mai spunem, jos în descriere, găsiți unde ne mai găsiți pe net, unde vă mai puteți întâlni cu noi pe net, găsiți un link către PDF-ul cărții pe care o discutăm, găsiți de asemenea și un loc de unde ați mai putea o cumpăra. Altceva? Pe Twitter și pe YouTube cam stăm. Ești contul de Telegram, da, da. Mai puțin vizitat. Contul de Patreon și nu știu ce. Dacă simțiți nevoia să ajutați în aceeași proiectul, nu știu ce mai legi. Și cripto dacă vreți să nu contribuiți la Patreon. Cum definește Ludwig von Mises intervenționismul? Intervenționismul statului reprezintă toate acele activități ale lui ce depășesc sfera protecției ordinii proprietății private. Bine, a zice că mai înainte de a ajunge la definiția asta, Mises citează un dictonul ăla celebru, guvernul bun. Ce este un guvern bun? Păi un guvern este cu atât mai bun cu cât guvernează mai puțin. Deci câte lucruri trebuie să facă mai puține, cu atâta devine mai dezirabil guvernul ăsta. Mises se ferește de guvern zero, de-aia tot o lăre el pe astea două pagini. Pentru că dacă luai dictonul ăla care nu știu... Jefferson, cine Benjamin Franklin, nu știu cine chestia. Un guvern bun cel care guvernează cât mai puțin. Păi poate e bine să guverneze zero, nu? Cât mai puțin poate însemna și asta. Teoretic, da, asta înseamnă dacă stai să duci la limită... Iată limita. Iar ideea lui Mises e că nu, uite, avem nevoie de stat pentru, e un liberal clasic, funcția de apărare, ne protejează de infractorii dinăuntru și de agresorii externi. Din păcate, trebuie să lucrăm cu definiția asta în testul capitolului. Chiar dacă libertarienii moderni au trecut peste definiția asta și au inclus această funcție importantă a statului pe care o consideră Mises ca fiind supusă aceleași reguli de piață ca toate celelalte activități ale omului. Și asta este. Trecem la, de exemplu, la un exemplu pe care îl oferă Mises la început și anume controlul prețurilor. Un exemplu de intervenționism. Bine, înainte de a ajunge la exemplu lui de intervenționism, că despre intervenționism o să discutăm tot capitolul, mi se mai face un caveat aici foarte frumos că probabil că deja îi se dusese buhul. Uite, un om care urăște guvernul. E, probabil se lipise eticheta asta pe undeva la un moment dat și omul spune, zice, nu, că eu nu sunt, e absurd să spui că urăști guvernul, mai ales cum îi dă el, că are și funcții legitime, iar la noi, la anarhocapitaliști, e mai simplu, noi chiar urâm guvernul, nu, că nu are funcții legitime, dar dacă crezi că are funcții legitime, atunci e absurd să ți se spună că urăști guvernul. El dă exemplu ăla cu benzina, zice, uitați, de exemplu, Dacă eu consider că benzina e bună ca să merg mașinile cu ea, ca să îi dai foc, dar n-aș vrea să o beau, să-mi o stoiesc setea cu ea, nu poți să spui că urăsc benzina. Că dacă aplici benzina la o funcție pentru care nu e bună, cineva zice, bă, nu e bună pentru așa ceva, nu te trezești, e oarecum interesant că seamănă foarte mult situația asta cu ce vedem astăzi, cu reflexul de salon imediat al stângistului ofensat, că urăști nu știu ce, știi?
Da, da, zic, da, da, n-ar trebui guvernul să se ocupe de educație. Înseamnă, urăști copii, urăști educația, nu vrei să fie copii. N-am spus asta. Dar am putea să facem un termen nou, să fii guvernofob. Nu, nu poți să fii guvernofob. Ei... Fobia este o frică irațională față de a, ceva. Noi avem argumente, nu e irațională. Corect, frică legitim. Da. Ai atâtea crime, uite, dacă luăm coza noastră, faci sociolog, faci cercetări, câte crime a făcut coza noastră? Nu se compară cu crimele făcute de stat. Lasă, ai, și până și inchiziția pălește. Da, eu tot timpul am avut în cap că fobie e o chestie care doar respinge, nu e neapărat de irațional, dar cred că ai dreptate tu. Deci eu mă gândeam, hidrofob, a, doar respinge, ava, nu e irațional. Nu, ăla e impermeabil, water repellent. Okay. Pentru miză, statul e potrivit pentru apărare, e nepotrivit pentru altele. Și acum întrebare pe care și-au pus-o și libertarieni de la Robert încoace. De ce e? Adică libertarienii moderni de care vorbea Gabi ar spune că... Ne... Și ăsta e intervenționism. Că statul trebuie să taxeze ca să-ți dea armată, să-ți dea... Poliția. Trebuie să intervină. Trebuie să intervină în societate. Auzi, stai, deci, ca să mergem pe asta cu petrolul. Foarte bine, zicem că petrolul are și el o funcție legitimă. Ce fac cu călduri? Tot nu se explică, deci trebuie să fie monopol. Lasă-mă să ard și alte gaze. Gazuri de pomană. Bine, argumentația lui poate fi una a utilitaristă. Legitimitatea vine din faptul că gaza acea chestie satisface acele preferințe legate de apărare. Dar na, nu, uite, mai luăm mai mult decât trebuie de partea asta lui Mises, că nu e. Nu merge până la capăt, nu trage. Asta e, dar știm cu cine, știm cu cine ne jucăm, na. Pe de altă parte, na, Mises s-a influențat enorm mișcarea libertariană, cred că și el se crucește cum vede. Și oricum n-a influențat-o că era influencer, ci pentru că a avut niște super observații și nu, fără definițiile și conceptele în care lucrăm. Și ce socialnici asta? Mises le-a dat, deci, la da, Rothbard. Bine, Rothbard poți spune pe principiul în agresiv, la definiție mai clar. Dar sunt multe concepte care stă în Mises. Bine, aici mie mi se pare că tot așa vor face o mică paranteză legată de economia mixtă. Mi se pare că e un punct pe care nu l-am văzut decât la el. El pare să rejecteze termenul de economie mixtă. Spune că, uite, dovada că suntem într-o economie mixtă pare să fie că sunt atâtea lucruri care sunt operate de stat, întreprinderi care sunt de stat, naționalizate, practic. Cum ar fi căile ferate, că e cel mai la îndemână. Exemplu. El spune, nu e... Nu schimbă caracterul sistemului economic, ești în continuare într-o economie de piață, zice el, și nici măcar nu înseamnă că avem de-a face cu un pic de socialism, ci faptul că guvernul operează aceste servicii în continuare contra cost, adică cumva se supune mecanismelor pieții. El zice angajează un dascăl. Când angajează un dascăl, nu le-a de pe stradă. Nu, face ofertă și dascălul vine, un schimb voluntar, ai putea spune. De altă parte, i-ai putea reproșa lui Mises, păi da, dar banii nu sunt voluntari care plătesc. Da, nu, el spune că statul în sine, cum să spun, el oferă servicii, populația cumpără, mă rog, unele sunt date pe gratis, pentru populație, nu mai încep tu să-mi spui aia cu ția jumătate de salariu, nu, că așa eu, e, da. Eu înțeleg că eu, asta vreau să zic că el, uite în exemplu ăsta pe care îl dă, că statul cumpără, nu știu, de la niște profesori sau de la tine. E o chestie voluntară, dar știi, de ea, clar. Care cred că e cheia la ce zice el pe aici, este că el vede socialismul ca fiind comunism, ca fiind legat de problema calculului economic. În economiile astea mixte, poți face calcul economic. Comunism. Deci el vede trei chestii. Capitalism, socialism care de fapt e comunism și intervenționism. Iar punctul lui de vedere e că intervenționismul, despre asta e tot capitolul și se duce, ai o spirală a intervenționismului. Controlezi o chestie și aia se tot duce. Dar o să discutăm, na, mai pe exemplu cu laptele. Da, da. Stai. Să nu uităm că el a ținut prelegerile astea pentru un public care nu prea era familiarizat cu lucrurile astea. Deci
putem să avem pretenții din astea exhaustive, cum îl luăm noi la bani mărunți? Dar de ce n-a zis și cu tare, da, de ce n-a? Adică bine că le-a zis și pe astea, sperăm că cât mai mulți au înțeles. Măcar să, da. Da. Pe luăm controlul prețurilor. Da? Da. Prețuri maximale. Și aici, probabil că după război, fama era destul de mare, după primul război mondial. Și lumea se plângea că pâinea, alimentele de bază erau foarte scumpe. Pâinea, laptele, ouăle. Și statul a intervenit și a spus, dom'le, hai să ajutăm populația, punem niște prețuri maxime pentru aceste alimente de bază. Și de obicei le puneau sub prețul de piață. Da? Pentru a... Tocmai de aia nu populația se plângea. Nu de, da, să zicem, după prețul de acum ale laptelui, 10 lei o sticlă, un litru de lapte, îl punea 6 lei. Cum încearcă și guvernul actual al României să facă. Însă, după aceea, le dispărea laptele, nu mai avea. Oferta de lapte din ce în ce mai mică, producătorii nu mai puteau să facă față. Mecanisme pe care le-am explicat, măcar când am discutat cartea lui Henry Hazlitt. Da. Vreau să scurt pe treaba. Nu, da. Ideea e că cel mai marile bun, argumente sunt trei argumente economice și trei etici. Noi făcând podcast-ul sau să ne tot întâlnim cu ele. Și la socialiști la fel, deci ne gândim că sunt o mie de chestii. Da. Bătălie între câteva argumente acolo. Aici vorbim de controlul prețului. Un plafon maxim. Cât e laptele? 10 lei. E, tu, producător, n-ai voie să... Sar de 7. Da, să sar de 6 sau 7. De ce? Să zicem, motivația e nobilă, zice. Mises. Hai să admitem, să asumăm că să facă accesibil acel lapte. Nu ai un sărac care să uită, nu își permite să dea 10 lei, uite, vine ciolac, 6 lei. Ai 6 lei? Păi am. Uite, am extins baza de... Eu am sperat că zici, vine ciolacul și îi dă el de la el. Da, stai că socialiștii nu fac așa. Da. Cum spunea Costel, acolo, pe acolo, pe undeva pe sus, da, o să vedeți un link către episodul Curpe 3 din Controlul Prețurilor Rezultă Foame, care are legătură cu măsurile de intervenționism economic practicat de guvernul Orban, cum îl cheamă pe ăsta? Victor Orban din Ungaria. Victor Orban, da, guvernul Victor Orban în Ungaria în... 2022. Era și la noi, parcă. Era și la noi discuția, nu? Era și la noi discuția, păi de asta nu numai, este și implementată la ora actuală. Sunt anumite categorii de alimente de bază, erau preț maximal. Da? Este niște sortimente de lapte, de toate astea, care nu trebuie să depășească un preț. Dar la noi, fix în cazul ăsta particular, a fost formulată că s-au înțeles producătorii. Dar aia n-ar fi. Uite, cred că de-aia strâmba și Valinina. Asta nu știu dacă este strict controlul prețurilor, dacă e o înțelegere. Bine, zici că e tip cam cartel. Amenință puțin dacă... Îți dai seama. Pe retailer. Mă, din câte știu eu, este bazată pe un procent în plus față de costul de producție. E ceva chiar variabil. Adică da. Dacă costul de pe... Gândește-te la cum urmează discuția ce prezintă Mises ca efecte mai departe, da? Și gândește că în loc să spui tu vinzi laptele cu 6 lei, spui nu, tu vinzi laptele la costul de producție plus acest 0, procent. Au plafonat adaosul. Pentru că... Da, dar tot la 6 lei la un vedere. Da, dar nu are același efect de propagare, în interiorul economiei. Este un intervenționism modern. Da, da, din punctul ăsta de vedere, PSD-ul, atât la măsura asta, care de fapt scopul măsurii în sine a fost... pur electoral, a fost ca oamenii de rând să prindă ideea că domne, intervenim, au controlat ăștia, au plafonat prețurile, au făcut ceva, a făcut guvernul ceva. Opri lăcomia. Da, că tot... Da, de ce ziceai că e fi? Pentru că... Dacă prețul... Povestești tu? Zi tu. Da, vreau să-mi... Și aia... Păi da, la asta zic. Da.
dacă prețul producătorului de lapte, să zicem, prețul furajelor pentru vacă și mai departe, alte inputuri pentru realizarea litrului de lapte care îl vinzi tu în magazin, crește cu măsura lui celulacul de adăugare a unui mic procent, poți să continui să existi pe piață cu produsul respectiv. Când dacă ai un preț absolut 6 lei, te-a ajuns asta nu înțeleg, de ce? 8 lei. De ce cu celulacul? Pentru că ăla se pliază pe prețul furajelor. Poate să crească prețul. Prețul furajelor, poți să crești și tu prețul latelui. Nu este... Deci nu e plafonat la cifră nominală. E plafonat, adausul... prețul poate să crească 7, 8 lei, doar că se uită, pentru că statul acum se uită în orice. Sau rezultatul nu e la fel. Nu, tocmai de asta nu e la fel rezultatul. Deci dacă ție costul de producție, da, pe un litru de lapte este, să zicem, e 5 lei, da? Și vine ciolacul și spune, faci laptele cu 6 lei, or else, da? Bun. Tu faci laptele cu 6 lei, mai rămâi cu un leu de dus acasă, da? Acum, mai trece vremea, mai tipărește guvernul bani, mai cresc prețurile la factorii de producție și dintr-o dată costul de producție al unui litru de lapte ajunge 5,50 lei. Tu poți în continuare să-l vinzi cu 6, da? Dar poate să ajungă și 6,50 lei. În clipa aia, tu ce mai faci? Te oprești. Nu-l mai vinzi. Nu mai faci. Îl strângi, îl scoți de pe piață. Asta e măsura dacă vine ciolacul și zice îl vinzi cu 6 lei. Dacă în loc de asta vine ciolacul și zice, cum a zis, că ai voie doar la atâta adaos comercial, să zicem, prețul de producție plus un leu, da? Când ai prețul de producție 5 lei, tu îl vinzi cu 6, e la fel, cum ai zis tu, efectul pare la fel. Dar în clipa în care cresc prețurile de producție la 5,50, tu deja poți să vinzi laptele cu 6,50. Rămâi cu leul ăla. A, că îți permite, e mai flexibil. Că e mai flexibil algoritmul, da. Și el nu mai trebuie să mai intre după aia să controleze... Temporan? Te lasă să crești. Te lasă, da, să crești. Și nu mai trebuie să mai intre după aia să controleze și prețurile de mai jos. Că asta e ce se pregătea Gabi să spună. Că dacă cresc prețurile în industria, cresc prețurile factorilor de producție, da? Cresc din prețurile lanțul pe lanțul de producție. Deci la ciolac, poți să-l vinzi cu 20, nu? Peste prețurile respectiv. Exact. De asta este ceea ce spuneam mai devreme. E mai libertarian ciolacul decât... Nu. E faptul că PSD-ul și-a tras niște consultanți fiscali, politici, foarte buni. Foarte buni. Dacă am văzut la felul în care au făcut chirurgical creșterile de taxe astfel încât să nu coalizeze nicio masă populară împotriva lor, da, niciuna, tot așa au băgat și măsura asta astfel încât să aibă maximul de câștig politic, da, lumea știe că a plafonat ăsta prețurile la alimentele de bază, da, pe când el de fapt a ajuns la o înțelegere cu producătorii și practic nu a intervenit foarte tare peste... Nu e ca la un salariu minim care nu e peste... Ar fi ca un salariu minim nu cu e taxe peste zero. Dar mă gândeam la salariul minim ăla inofensiv, știi? Da, deci da, știu ce vrei să spui. Transmiți mesajul că ești un om bun, dar nici nu creezi panică. În șomaș și nu știu. Deci eu vreau să fac o mică precizare. Deci oamenii ăștia care îi ajută PSD-ul sunt foarte dibace, dar... sociologic, psihologic. Deci ei nu sunt economi. Noi discutăm niște chestii economice aici. Da? Adică sunt foarte dibace. Social, ha-ha-ha. Dar părea, din ce ai zis tu... Vorbeam că ajută PSD-ul, nu. Da, exact. Părea că sunt niște economiști dibace. No. Nu, n-am spus că sunt economiști. Am zis că sunt consultanți financiari foarte buni. Deci ei au știut deci să-ți ia, au știut să-ți ia... Ei nu sunt financiar, ei sunt sociologi. Au știut să-ți ia codul fiscal și să ți-l modifice fix în locurile din care să-ți crească încasările la buget fără să-ți genereze zânzanie foarte mare. Să ții pe cât mai puțin gasca.
Exact. Deci de asta spun că sunt extrem de pricepuți. În lumea liberă ai avea manipulatori din ăștia? Da, uite, dacă te gândești și la asta cu cash-ul, cu limitarea... În lumea liberă n-ar taxa nimeni. Da, nu-i. Dacă ăștia ar uite, face ceva. Cu a dat înapoi. Totuși sunt sensibil la... Nu da eu a zis că ce a dat el înapoi nu știu era a dat deja înapoi. În plan. A dat. Era cu cash-ul a dat. Pe okay. Motivul ăla de big ask. Nu, a, cu cash-ul acum. Cu cash-ul mai repede. E posibil să nu fie, da, e posibil ca ăsta să fi fost o chestie poate fi că nici el nu ține. Valorile decidentului nici el nu ține așa de mult. Mm-hmm. Adică el s-ar putea să fie de ăsta un din popor, știi, fără prea multă carte și el să țină cu cash-ul, știi. Să... Îl mai sună pe Tudose, mă, ce să fac? Da, păi și ăla e același profil, știi. Deci nu... Auzi, da, cred că am mai zis eu mai de mult. Deci, mie mi se pare că e păcat că nu se enervează la un moment dat mai mulți oameni la modul crucial, așa definitiv. Mă, da, voi vă mai jucați mult cu noi? Adică, de multe ori, dacă îi întreb pe oameni, domne, ce cu guvernarea? Cum vi se pare? Toți sunt niște hoți. Extraordinar. Dar până la când mai stați la apărare? Deci ăștia tot timpul te pun în poartă. Ia să vezi ce-ți dau eu acum. Îți cresc o taxă și tu zici, nu. Statul nu e hoț, asta e diferența. Da, exact. Aia sunt hoți. Da. Nu, și eu am mai zis-o și să o mai repet că poate oamenii să își dau seama că sistemul ăsta le permite chiar și unor îngeri să o ia razna pentru că astea sunt puterile delegate de la oameni către mecanismul ăsta să îți crească taxări, intervenții. Oamenii, da, ar trebui să zică, băi, ea nu mai e. Plecați din domeniile astea. Termenul ăsta e primejdiu. Eu să zici că ai delegat. Că dacă ai delegat, înseamnă na, că ai reprezentare, un contract, ai... Nu ai. Asta mi se pare că e percepția oamenilor, că ar fi delegat. Da. E ființa politică mainstream, sau filozofia politică mainstream. Am avut un contract. Contractul nescris, nesemnat. Un alt tip de intervenție ar fi... Hai să rămână la spirala asta. Pentru ține de spiritul capitolului. Apropo de distinția capitalism-socialism. Intervenționism. Punctul lui de vedere că intervenționismul duce la instabil. I-aș mai spune este ceva înainte de asta. Aș mai spune că Mises e foarte iscusit în felul în care construiește capitolul, că întâi îți încearcă să-ți explice și să te pună într-o dispoziție din asta mentală încât să înțelegi că nu orice fel de... să înțelegi natura intervenționismului, că poți să fii, domne, poți să ai diferite concepții greșite, să spui, s-a băgat guvernul pe piață ca să, nu știu, să vândă, abar n-am ce, Fantos. Uniforme de armată, da? Vinde guvernul uniforme de armată pe piață, intervenționism. Intră guvernul în economie, intervenționism. El zice, nu, stai că nu e așa. Și de asta și de exemplu ăla înainte. Zice, nu, și dacă el intră pe piață să vândă, să dea servicii, să nu știu ce, nu e ăla intervenționismul. De-abia și îți explică după aia, intervenționismul e atunci când guvernul începe să impună în mecanismul economiei niște reguli externe. Cu mâna lui. Acolo e de-abia natura intervenționismului. Nu e consistent. Intervenționism și primul caz. N-are dreptate Mises. Intervenționism e și când vinde uniforme. Nu? A spune că intervenționism... Ai zice că intervenționism este atunci, când îți spune că tu n-ai voie să vinzi uniforme. Nu, dar uniforme alea cu ce bani le faci? Da. Cu bani furați. Și cum? Nu a intervenit? Ne-a furat, nu e intervenție? Dar în procesul de producție și vânzare al uniformelor nu e intervenția. Acolo se comportă ca un... E intervenție doar când a furat. Și când prea caritabilă, strict libertarian, simplă existență intervenției. Deci nu. Yes. Deci chiar dacă nu există taxare și există stat, adică un monopol al apărării, e intervenție. Și gândește că deci pe piața liberă, să zicem că sunt 7 producători de uniforme. Se ajunge la un echilibru și pe aia vine statul și zice de acum încolo voi produce și eu uniforme. Și produce toate celelalte 7 companii, să zicem, la un loc. Apare o... Și spune și Mises aici.
Deci apare odată o ofertă mai mare de uniforme, prețul va scădea, statul își poate permite să meargă în pierdere, pentru că el nu are acest mecanism al pieței de profit and loss, celelalte companii vor dispare, este un intervenționism. Nu pentru el. El a dat sens, cum a zis și Vali, știi? N-are nici mecanismul individual de limitare a îndatorării. Adică individul poate să trăiască pe datorie câtva. Păcând statul tot așa sau pe următorul capitol, pe inflație. Uite, vreau să te rog, Gabia aia cu spirala să stăm pe de una din lecțiile. Da. Spirala. Hai și să luăm laptele. Guvernul, da, la. Și guvernul spune, văzând că nu mai există lapte pe piață, se duce și întreba pe producătorii, da, dom'le, ce aveți? De ce nu mai oferiți lapte la prețul la care am spus eu? Ce probleme sunt? Haideți că sunt aici un prim-ministru care este aplecat spre nevoile poporului. Sunt de la guvern și am venit să vă ajut. Spuneți care e problema. Și ăștia de lapte se plângute, dom'le, au crescut salariile, au crescut prețul furajelor, vacilor, o grămadă de chestii au crescut. Noi nu mai putem să existăm pe piață cu prețul ăsta la care ne impui tu să vindem lapte. Și își îndreaptă atenția guvernul atunci asupra producătorilor de furaje. Cum impactează acest preț producția de lapte la fermele de vaci. Și spun, uite, astea sunt problemele, gata. Zice guvernul, punem și aici un preț maxim. De acum încolo, kilogramul de furaje se va vinde cu 7 cenți tona. După aia, spirala continuă. Cei care produc furaje, să zicem, sunt oamenii care dețin pajiște întregi sau pământul, la pământ. Pământul. Așa și... E tare. Da, da, da. Și ei pot să spună, domnule, am salariați care vin cu oasa, trebuie să-i plătesc. Și a crescut prețul pe care îl cer acești oameni când, cu ziua, ca să facă până aici, să fac furaje pentru vaci. Atunci vom pune un preț maxim, adică un salariu maxim pentru acești oameni care... Oamenii aceștia ar fi, să zicem, soții femeilor care vor să cumpere laptele mai ieftin din orașe, să zicem. Și s-a întors o măsură pe care ei o considerau bună, domne, laptele a devenit mai ieftin o dată cu măsura guvernului, s-a întors prin salarii mai mici, adică o putere de cumpărare mai mică a acelor familii care își doreau acest lucru. Ușor, ușor ajungi să ai control asupra întregii economii. E o spirală, că de aici pornești din nou, dacă... au scăzut salariul, după aia ei vor și mai mic prețul laptelui, pentru că... Asta e spirala pe cerere, dar e și pe ofertă, în sens că nu produc ea. Da. Nu mai oferă pământ muncitorul, nu mai muncește la banii aia. Eventual ai un conflict între salariu maximal și un salariu minim stabilit mai înainte. Și zici, nu mai dați mulți bani că... Nu e corect că trebuie să ținem prețurile jos, dar salariul... Istoric nu prea a fost, nu prea s-au legat de salarii, de furaje, nu? Da, păi nu poți să te legi de situații în care, domnule, tăiem, poate, pe Odalin sau... Nu știu, aveți mai încoace. Mă rog, punctul de vedere al lui Mises este că spirala asta intervenționist, deci teza lui e că intervenționismul e instabil. Nu există, domnule, trei sisteme, două există. Intervenționismul ori se duce spre capitalism, vedem că e prost controlul prețurilor, că îți creează crize de lapte, de furaje, nu știu ce. Și ne întoarcem din lacrimi la capitalism, fie mergem către comunism. Da. Către unde statul, de către totalitarism. Tot. Da. Trebuie controlat tot, că altfel nu se poate. A zice mai degrabă către, cred că zice și el aici, mai degrabă modelul german. Modelul german e ăla în care cel puțin nominal pământul rămâne lui Vali, descrie Valentin pe certificat de proprietate, el nu mai decide nimic. Decide Führerul de district, care tot așa până la Hitler. Adică ei mergeau mai degrabă pe controlul prețurilor. Comuniștii nu se mai... Deci oamenii... Își lua pământul și trecea pe numele partidului. În Germania, lovită de primul război mondial, nu? Se întâmplă chestia asta. După aia ce au făcut?
Sau și înainte de al doilea? Nu, nu, înainte de al doilea, da. După, da, a, după al doilea zi mondial au încercat să păstreze, dar și-au dat seama că e nasol și au schimbat. După al doilea, Earhart a renunțat la controlul prețurilor. Planificatorii americani erau keynesieni, s-au opus. Deci a luat el de nebun, știi. Dar a și rămas erou. Bun, deci asta e ideea, dacă ajunge sau nu. Și aici e o discuție, stai puțin, Vali. Huseman îl critică pe Mises, zice, n-are dreptate Mises. Că poate unii se opresc. Deci spirala asta intervenționist nu merge așa de nebună, știi. Controla la furaje, la lapte, la așa. El zice, nu, poate să... Ia să renunțăm. Și tind să cred că are dreptate, știi, adică nu... Poate fi stabil intervenționism. Ții la câteva. La pâine, la lapte, la nu știu ce. Adică că nu e necesar să se ducă. Cam ce a zis Vali, nu? Dacă ai niște consultanți de bace, faci niște intervenționism, dar numai pe un da, da. Păi locul. Păi noi avem contă... ceva de genul ăsta. Da? Ține cont că trebuie să-l construiești altfel ca să poți face. Ca să poți să-l oprești. Deci premiza... în premisa lui Mises e că se aplică, că e generalizat. E că se, nu, e că se aplică în absolut. Da, e așa, are dreptate. Și dacă se aplică în absolut, ești forțat, intrând absolut, economia fiind inter așa, ori la un moment dat trebuie să accepti că nu se mai găsesc, da? Și tu că guvern zici, da, da, e ieftin, nu se mai găsesc, dar e ieftin. Și atunci poți să te oprești. În sensul în care tu accepti că nu se mai găsesc. Și da, ăla, și aia ar fi o condiție de ieșire din spirală. Tu, guvernul, să zică, da, nu se mai găsesc. Le ținem așa. Păi nu le dați drumul ca să mai... Nu, le ținem așa și nu se găsesc. Asta e. În capitalistii răi. Rămâi oarecum la... Nu, că nu pot spune că dispare complet lapte. Rămâne pentru mai puțin, știi? Dar care era critica la Mises? Că... Poți să rămână cu trei intervenționisme, nu e necesar să mergi către totalitarismul ăla. Da, da, asta ar presupune... Cum iați, de exemplu. Deci asta ar presupune, cum să spun, un guvern disonant. Păi nu e așa ceva azi. Nu e asta realitatea? În Ungaria, în România, ce ai pe toate... Eu zic că, iar dacă e... Doar că durează mai mult. În Ungaria s-a renunțat. Deci în Ungaria au încercat varianta de control și l-au renunțat. Ba da, l-au renunțat. Ai, nu ai acum prețuri plafonate? Nu ai prețuri plafonate în Ungaria. Măcar la energie, trebuie să ai la ceva. Nu știu, uite că nu știu dacă e la energie, dar eu nu înclin să cred dar că nu. Dar înțelegi pointul, asta e critica. Dom'le, Mises ar avea dreptate dacă ăsta e generalizat, știi? Dacă asta e mereu soluția. Avem criză de sfeclă, preț maxim la sfeclă. Criză de sticlă, preț maxim la sticlă. Dar ideea e că oamenii... Dacă așa a reacționat, da, are dreptate, se ajunge la totalitarism. Dar uite că oamenii zic, ia, dincolo merge. Dincolo merge. E chestia asta schizofrenic. Păi asta înseamnă social-democrația, știi? Socialism e bun colo, capitalism e bun colo. De ce? Dar dacă e așa, de ce îi zice social-democrația? De ce nu îi zice social-capitalism? Păi, chiar și zici voi, Culescu, nu social-liberalism. Să... Da, exact. Nu, dar eu zic că doar întârzie finalul, măsurile astea limitate, să zicem, de intervenționism. Finalul va fi la fel, doar că este întârziat. Nu, eu zic că e un scenariu de ăsta catastrofic, de tip drobul de sare, aș fi rezervat și adică poți să rămâi la câteva. Nu, e întârziat, uite, și ăsta al lui Ciolacu, acum cu procentele, e o măsură, da? Astăzi, ieri, la anul, poate și pe următorii 3-4 ani, producătorii sunt ok cu acele procente pentru că și le-au luat, da? Dar să dea dracu să mai vine o tură de inflație, să vezi că dintr-o dată ce le rămâne nu mai e destul, da? Și ori trebuie să umble la procente, ori o să avem efectul intervenționismului alea brutal, adică dintr-o dată nu o să mai fie destul, o să înceapă să iasă de pe piață. Tot ca cauza intervenționismului, dar mai încolo. E posibil. Spirala intervenționismului este posibil. Și însă cred că în Germania a avut ceva de genul ăsta, știi? În care s-a tot dus. S-au dus ca nebune. Controale, dar ce vedem nu e necesar. Adică oamenii mai abandonează. Suedezii mai bagă vouchere prin educație. Adică se mai liberalizează. Știi? Renunță.
Gândește că în Suedia în 1984 se vorbea de colectivizarea mijloacelor de producție, știi? De... Oamenii o dau înapoi. Însă o constantă și asta se vede cu ochiul liber la, ca și cifră, mai toate guvernele rulează deficite la ora actuală, din ce în ce mai mari. Deci, chiar dacă, să zicem, o perioadă implementează măsuri intervenționiste și după aia o mai relaxează, per ansamblu, lucrurile o iau la vale. Drumul e tot către drumul servitul. E tot, da, drumul e tot acolo. Da. Doamne ferește. În 100, în 200 de ani, până la urmă, tot la sfârșit Uniunea Sovietică se va ajunge. Bine, și mi se face aici un pic de teorie, de istorie. Zice, cum făceau, cum rulau guvernele deficite pe vremuri, când nu puteau să ruleze deficite. Și dă exemplu la Diocletian, la currency debasement, la faptul că a început să amestece cupru cu argintul în monedă. Și trece un pic și s-a prăbușit Roma. Da. Dă exemplu în timpul Revoluției franceze, dar acolo aveau bani scripturali și s-a terminat și cu Revoluția franceză, iau la gâtul lui Robespierre sau capul, cum preferați. Și una dintre lucrurile tari pe care le aduce el aici în discuție mi se pare foarte bun, mai ales că îl auzi de pe la tot felul de comentator de televizor, ca să nu zic sfertodocți. Domne, trebuie bine statul și impune cu o mână de fier. Bune? Mai tare decât Imperiul Roman? Mai tare decât ghilotina? Adică crezi că se poate? N-a mers. Asta e o chestie foarte interesantă. De ce nu? De ce nu merge? Pentru că mâna invizibilă e mai tare decât mâna de fier. Da, Stalin, uite, poate să te calce în picioare. De ce nu produce aia mai mult? Pentru că, pentru că, așa cum a spus, cum a observat la un moment dat Ayn Rand, omul este un animal gânditor. Și ca să gândească, are nevoie de libertate. Și ca să muncească, tot la fel are nevoie de libertate. Nu e un bou, nu e o vită de povară omul. E altceva. Și Mises spunea chestia asta în păcălești capitolul trecut. Pe planificator, eu mă gândesc să păcălești pentru că el nu mai are repere. Bine zici că are un stafanovist. Pali muncește. 22 de ore, doarme doar o oră. La fel și restul muncitorilor ar trebui să fac. Și restul, în restul orei ce fac? Mi-ai lăsat o oră liber. Hai să lăsăm la 20. Dar ideea e de ce nu... De ce nu oamenii îi păcălesc pe totalitate, știi? Nu trăiași chiul în comunism, nu. Adică ei fixează niște norme, da. Niște astea. Ce vreau să zic, de ce nu scot maximul, știi? Asta e discuția, că dacă folosim violența suficient, agresiunea, trebuie să scoți până la urmă, ăla se produce lapte. De ce nu produce totuși? Că pentru că dacă ai ghilotina, deci ce vrei mai? Pentru că întotdeauna zeloții sunt în minoritate. Și, asta că nu viște ea care poate forța, și forța nu e un motivator destul de, în primul rând că nu poți să supraveghezi îndeajuns și cu forța nu poți să motivezi pe termen lung. Mă gândeam că ți-e la frică și ție ca planificator că rămâi fără lapte, știi? Ok, omor pe aia, pe toți, ce faci? Crazy. Adică, se pare că social-democrația a găsit o fel de motivare pentru oameni să producă, ei se poată să taxeze, știi? Cel puțin până acum. Mai e timp. Da. Prețuri libere la lapte, la... sau la multe, mă rog, hai să zicem că laptele poate ți-l plafonează. Populi sau nu știu. Dar e interesant asta la miză. Dom'le, dacă n-au reușit nebune aia, știi? De... Bun, și alt exemplu istoric pe care îl dă Mises este ce s-a pune în contrapartidă Germania și Anglia la sfârșitul războiului. Vrei tu să spui ceva? Pune în contrapartidă la sfârșitul primului război mondial, da?
Germania și cu Anglia. La sfârșitul primului război mondial, Germania nu o ducea foarte bine. Da? Și s-au apucat să controleze prețurile. Și s-a terminat războiul. Da? Bine, face el un pic o ironie la adresa nemților, el fiind austriac. Spune că nemții l-au numit, au elaborat un plan. Nemții au o problemă. Prin urmare au venit o idee, au elaborat un plan pe care să-l urmeze, să-l respecte. Și nemții, cum aveau pe vremea aia un plan, tot ce era bun se numea Hindenburg, așa că i-au spus planul lui Hindenburg. Deci era un om ăsta? Era? Da. Și totul în sistemul economic, conform planului Hindenburg, totul în sistemul economic urma să fie controlat de guvern. Prețuri, salarii, profituri, totul. Și burocrația s-a grăbit să-l pună în practică. Mă rog, întâmplare sau nu, s-a prăbușit și Imperiul German și proiectul respectiv a fost abandonat. În Anglia, tot la fel, din cauza războiului, veniseră și ei un plan. Nu știu dacă le-a spus tot Hindenburg, presupun că nu. Și acolo aproape că urma să o dea cu ăștia în gard, dar noroc au intrat americanii în război și le-au dat britanicilor cele de trebuință, astfel încât deci au avut din surplusul lor să nu ia drumul, spune drumul către socialism a fost întrerupt. Subvenții. Dar la nemți, ce-ți vezi, n-au dus-o foarte bine nici după război. Din mai multe motive are miză să o analiză a situației economice din Europa, dar nu o face aici. O face, mi se pare, cred că în acțiunea umană. Guvernul atotputernic, de fel, a nazism sau ce? Când analizează felul în care s-au rupt deficitele comerciale după război, în cum au intrat... După primul sau după al doilea? După primul. Cum au reparația de război, care au trimis foarte multă industrie în Anglia, anelor și producătorii autohtoni și așa mai departe. Dar el nu intră în toate detaliile astea aici, reia filmulețul de când Hitler era deja la putere și aveau deja, din mai multe motive, că erau într-o situație economică foarte nasoală, nemții atunci, cam toată lumea, apropo de depresia americană, făcuse valuri în lume, suntem după 1930, și vine Hitler la putere, nemții aveau deja un nou sistem de control al prețurilor și Hitler l-a văzut și a zis că e bine și l-a menținut în continuare și l-a dus mai departe până la ce spune aici, că în Germania se spune, Mises, că în Germania lui Hitler nu exista inițiativă sau întreprindere privată, se practica un sistem socialist diferit de cel rusesc numai în măsura în care terminologia și etichetele se păstraseră. Existau întreprinderi, așa numite întreprinderi private, dar proprietarul nu mai era antreprenor, ci era un fel de Betriebsführer, responsabil de întreprindere, îngrijitor, dacă mai ține minte când am discutat la Hoppe despre teoria capitalismului și socialismului, cum descria el socialismul, da? Germania întreagă era organizată într-o ierarhie de Führer, zice Mises, și marele Führer, Hitler și după el Führer all the way down. Zil și pe ăla de la economie. A, da, și Ministerul Economiei, care era condus de nimeni alt decât de Göring și are un nume din ăsta foarte frumos, Mises îi spune un nume înspăimântător de lung, Reichsführerwirtschaftsministerium. Good luck with that. Thank you. Precizările astea lui Mises sunt importante pentru că e printre puținii care atrag atenția că nazismul nu e capitalism. Uite, stânga asta cretină americană, leftiști, dreapta, dau impresia asta. Ce e capitalism? Păi e o formă de nazism. Apare și la nivelul ăsta, uite, când zici de Trump, e just Ku Klux Klan, man, știi? Ok, intră pe programul partidului nazist, e pe net, ăla din 33, ești acolo, vezi dacă alea, cu ce seamănă? Piața liberă sau cu socialism. E ușor să-ți dai seama. La fel, program fascist.
la italian, e pe net, la fel, vezi ce e acolo, știi? Dreptul la educație, drepturi, o să te rămâi surprins. Că ești de acord cu vreo 95%. Contemporan, da. În afară de libertarieni, majoritatea oamenilor vor fi de acord cu... Nu știu cine a făcut experimentul ăsta. Auzi, cred că am împărțit, da. Știi? Și... Da, a zis, uitați, da. Cuvântarea, cine a zis-o? Da. Nu, no, semnată ea, da, da, de acord, și era programul partidului nazist, știi? No. Și Mises are și o carte, Guvernul tot puternic, în care... Puncați chestia asta, clarifică chestia asta. Nazismul e totalitarism, este socialism. Este socialism. Adică ea sunt administrator, ăla nu decide. Când vrea adeverințe de boală sau nu, cerea voie la ăla de la județ. Deci nu era, păi așa face cineva la o... Patronul de firmă, da, ca să-și ia un pic de concediu, cerea bani de la responsabilul de județ, da, de la Gauleiter. Nu, ce a indus în eroare era faptul ce ziceam eu, că pe hârtie scria Valentin pe titlul de proprietate, dar nu decideai tu nimic. Deci nu erai tu de capul tău, dacă zicea Führerul să faci ceva și... Ok, puteai să încerci să zici nu. Vedeai? Ei, și spune Mises că după ce au intrat armatele străine în Germania și l-au dat jos pe Hitler, au încercat să continue cu sistemul ăsta, dar au descoperit că fără brutalitatea de sus în jos nu merge. Fără o brutalitate nazistă de sus în jos nu merge. Deci mie mi se pare că oamenii nu se mai satură de conducători și de vârfuri de-astea de piramidă. Și planurile, mi se pare că de-aia avea un nume, îl chema Hindenburg. Părea așa că îl urmăm pe Avram Iancu. Planul Iancu. Deci chestii de-astea psihologice și mi se pare că nu se mai satură. Deci, vai, cum și-au permis în secolul 20 să facă experimente, socialismul, nazismul, toate prostiile alea în Asia cu Pol Pot și nu știu ce. Cum s-a putut așa ceva? Păi ai putea să zici că sunt experimente. Și lumea a încercat, poate ceva e acolo, merge. E, și acum mi se pare că urmează să... Poate că e bine cu eco... ciudățeniile astea și cu controlul digital și cu... Sigur că da, hai să știi visul ăsta că acum nu o să mai fie un om, este un supraputere, este un AI, care AI-ul acesta o să ne ajute, o să ne scoate, o să ne dea cornul abundenței. Vezi că nu dai, tu crezi că o să primești cornul abundenței și de fapt dai cornul asupririi unora, ca să o luăm așa. A, dorința de control, sau în care cred, păi dacă eram pe vremea naziștilor, eu conduceam rezistența. Băi, chiar o conduceai? Sau erai... Îl lăudai pe Hitler, cum zicea Zombart. Parcă ai și vitează Mizesc. Nu, în următorul. Comunică în următorul. Cu Führer Universului, deci Hitler primea ordine de la Dumnezeu direct și Dumnezeu era numit Führer Universului. Da, da, și mi-a plăcut, zice, nu avem dovezi, dar e de ne decât de tăgăduit că așa e. Da, o intuiție. Altă explicație nu se poate. O altă chestie pe care o pune aici Mises în vedere și e tare că o pune chiar atunci în timpul, zice, că noi există așa în păturile conservatoare, uite, vezi că am zis noi, așa, în ideea că englezii s-au încăpățânat să se lupte cu naziștii, să se lupte cu socialismul, practic, într-un fel, în timpul celor de-al doilea război mondial și după ce s-a terminat, au votat Partidul Socialist. Și exact asta era ideea, că nu e puțin așa tot o schizofrenie, o psihoză de asta. Nu, dar ei erau deja obișnuiți. Exact asta e, asta e ce spune și Mises, că nu laburiștii, nu socialiștii au adus socialismul în Anglia, ci însuși guvernul conservator al lui Winston Churchill, care în timpul războiului a introdus tot felul de intervenții, controle, raționalizări, chestii de genul ăsta. Da. Da. La fel e și azi, că uite, tu n-ai dreapta europeană. Nu există dreapta europeană, să zici. Există cercări de-astea timide, a fost Aznar, care într-adevăr era mai... Nu știu acum, ceva similar, n-a fost Aznar. Cine? Aznar, José María Aznar, ăsta alții. Era mai liberal, clasică.
Dar nu, nu e secetă. Deci ce spune stânga e ce spune și dreapta. Deci nu e... apropierea aia ideologică a partidelor nu mai separ oile de capre, ea zic și aia zic același. E, mai sunt, stai, nu, că mai sunt. Sunt două, trei pe imigrație și pe nu știu ce, dar nu... Nu, 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 uite, de exemplu... Economii nu prea... În Danemarca, culmea, chiar în Danemarca, e un partid, nu strânge foarte mult, dar e un partid care e aproape libertarian acolo. Și e în guvern, are, mă rog, nu e acum în guvern. Ar fi avut o șansă să fie în guvern dacă nu făceau și ei un guvern de centru. Mă gândeam ăștia mari. După ultimele alegeri. Asta n-ar a fost premier, știi? Ori nu ai. Merkel nu pot spune că e. Hai, mai. Cam asta. Mai e povestea, mai dă un exemplu de intervenționism. A, da, zis pe controlul chiriilor. A. Da, așa-și... Da, l-a popularizat pentru oamenii de acolo ca să le arate că, la fel ca și un salariu, că un om o să-și negocieze salariul și prețurile astea, dacă nu le lași să fie negociate, o să fie, da, lipsuri, nu să mai, pe care le-am discutat. Mi-a face că dați, l-a menționat și pe Peron, de la Ținutul Comentarea în 50, conferința în 58. Din 55 au izgonit ăștia pe peron. Voiam să zic, adineauri, mi s-a părut că ați ridicat-o un pic la fileu, că mai zice... Da, aici era. Scuze. Da, aici, aici era. Era aia cu Führerul nostru. Așa e. Mai zice Mises de o formă care pare diferită, mulți oameni se gândesc că e diferită și pe la noi mai prin dreapta mai vezi chestia asta. Domne, nouă ne place economia să fie liberă, dar protecționisme față de afară, economic vorbind. Dar nu intrăm în imigrație, că nu e acum momentul. Și protecționismul, mă gândesc că merită și Mises să-l înfierează, zice că de ce să existe, că îți încurci. Și o explicație simplă, comentariu, este că cui îi place protecționismul să gândească că primește limite de genul ăsta la nivel mai mic, la nivel de județ, oraș, comunitate, la el în familie, la el în casă, în viața lui. A, n-ai voie să cumperi nu știu ce pix chinezesc. What? De ce? Păi stai că astea alte sunt scumpe. Asta este producția românească, trebuie apărată. Face o diferență. Guvernul apără producătorii și în defavoarea consumatorilor. Taxăm tot ce intră în România ca să protejăm producătorii. Totul este în defavoarea consumatorilor. Și asta practic și zice explicit că statul prin asta pură din puterea de alegere a consumatorilor. Sau poate să facă așa, dacă nu mai vrea să taxeze, subvenționează producătorii români? Da. Cernic. Cu bani de la consumatori, știi? Aș mai vrea să, uite, o să ne întoarcem asupra exemplului ăsta a dat de Gabi un pic mai încolo. Aș mai vrea să mai spun o chestie aici înainte de asta. Deci, Mises spune partea asta. Domne, cumva... țările socialiste și-au revendicat. Deci el e foarte, foarte pornit împotriva, așa cum spuneam înainte că a pus termenul ăla, că nu e, el e împotriva termenului de economie mixtă, în mare și pentru că sunt oameni care susțin că ei nu sunt socialiști, dar îi vor un pic de socialism, dacă se poate, dar păstrăm și economie liberă. Ei sunt așa, sunt centriști, practic. Newsflash, Mises să lupta și cu centriștii la vremea respectivă. Ei sunt centri, zic, și Mises le-și spune, bă, ăștia cumva, ca prin minune, apără toate intervenționismele, se dau peste cap să încerci să, încerci să le justifice. Și ăștia au folosit argumentul ăsta cu a treia cale, deci asta nu e, uite, cine uită istoria. Naziștii, Roosevelt, Obama, noi. Nu i-a descoperit chestia asta, stai puțin că nu sunt nici în extrema aia, nici în extrema aia sunt. Chestia asta, chestia de anii 30,
Cred că dacă râpi mai mult. Păi nu, asta zic și la FDR. Și FDR e cu a treia cale. Și Obama când a venit mânca un pic de a treia cale. Este veche. Da, da, a treia cale cred că apare și în Mein Kampf. Păi da. Nu că cred, da. E sigur, nu? Da, da, da. Știți, ca să facem o glumă nesărată, a treia cale este prima cale amestecată cu a doua cale. Da, păi și asta asta zice și Mises, că nu. Că e mai, de fapt e mai mult a doua decât altceva. Inhibiția asta există și azi, deci... Hipsterimea nu o să spună puțin hipster vorbim. Eu sunt socialist. Nu, eu sunt... Liberal. Liberal sau centrist sau nu știu ce termen. Hipsterii adevărați de astăzi, aia care, poate hipsterii de ieri, așa e cum spuneai, dar hipsterii de astăzi, hipsterii sunt puțin prin definiție, că de asta sunt hipsteri. Dar hipsterii de astăzi o ard cu socialisme, cu comunisme de-a dreptul unii dintre ei. Ți-am mai spus eu, nu se duc. Uite pe Fătuca lui Lasconi, de exemplu. N-am putut să o urmăresc. Păi nu trebuie să urmări, dar am zis doar ce scrie acolo, da? Transylvanian anticapitalist și cu steagul și cu secera și ciocanul. Da? Da, 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 avea secera și ciocanul în bio. Da. Da, da, zic că ăștia sunt puțin. Nu sunt atât de puțin, îți spun eu, s-au mai mulțit de când te-ai uitat ultima oară. Grosul votanților ruse. Dar nu știu ce de asta. Ce? Tu ce ești? Centru, stânga, socialist, mai la stânga. Ce? Socialist. Ba, român, între tinerii români, socialismul nu mai e o idee rea. Dacă cobori sub 30 de ani, încep să auzi asta, că... Asta într-o fel e bine, știi, că gâie. Folosește termenul corect. Da, mă rog. Nu uităm că mulți oameni sunt invidioși. Pentru că altfel nu pot să-mi explic cum să crezi că ce-a făcut un altul fără să fi agresat pe cineva, fără să fie furturi și înșelătorii, ți se cuvine și ție. Că doar asta ai auzit. Da. Că doar asta ai auzit de când ești mic. Deci nu ne-am mai exersat, ne-am mai confortat, deci, cu asta. Aia, dacă doar asta ai auzit, nu gândești critic și nu uita că ei pleacă de la premiza că tu ai furat. Da. Tu care le-ai furat, că altfel, că multă lume n-ar pune botul dacă n-ar fi această inversiune de moralitate pusă la începutul premizei. Să uite și la oamenii ăștia pe care îi au de votat, pe care se duc să-i voteze. Îl votăm pe Cotărescu să facă nu știu ce. Să vadă, ăla e sărac și cinstit. Ia puneți ăla e un, ăla Iliescu. E un rău necesar, înțelepi? Dar de asta multă lume a fost în limbă după Cioloș. Nu mai ții minte că da, Cioloș strângea gunoiul în parcul Văcărești, mergea cu clasa spăla a doua, da, spăla vasele. Adică ce trebuie să facă un prim-ministru, știi? Nu știu soluția, vrei să scapi, aia e libertariană, îi tai. Nu există altă. Păi nu, căutăm și avem hașeriși mai buni. Nu există. Nu, și avem și soluția, adică dacă asta e una din puținele discuții pe care le-ar auzi, cu toate că am zis de 7 ori până acum, lumea o zică, păi o să fie abuzuri, păi o să ai concurență la justiție și o să facă dreptate ca să fii client. Dacă nici nu te ascultă și ok, rămâi. Da, stai cu ce ai. Bun. Tu ai dat o soluție, nu există altă soluție decât să-i dai acele pârghi și în final să-i pare stat, nu există altă. Păi nu că stai că la 5 ani. Nu există. Nu există. În încheiere o să plec de la o poveste pe care a spus-o domnul profesor Tamate la Blaj, la școala de vară a Institutului Mises, și o să iau exemplu de acolo și o să-l duc un pic mai departe, că se aseamănă, e legat de intervenție și controlul prețurilor. Spune așa. Să presupunem că avem o populație, da, care se produc măști în țara noastră, da, și guvernul, și se produc, deci sunt preț, e un anumit preț la mască, da, să spunem, nu știu, 3 lei masca, da, să zicem 3 lei masca, și se produc ceva de genul 150 de tone de măști pe lună, da?
Să aibă lumea măști, da? Bun. De ce spun că are legătură prețul cu cât se produc? Pentru că prețul în sine îți spune dacă acolo e loc să faci profit. Dacă acolo e loc să faci profit, tu crești producția. Producția în sine, efectiv oferta, da? E ea de producția, ce e producția, e oferta. Oferta e determinată de preț. Da? Dacă țineți minte că prețul de echilibru pe piață liberă este la întâlnirea dintre cerere și ofertă, putem să privim și altfel, da? Că dacă ai cererea și prețul, poți să-ți dai seama unde e oferta. Da? Bun. Prin urmare, vine statul și spune nu. Prea puține. Eu vreau ca oamenii să aibă acces la măști. Zice, ia să nu mai produceți voi, nu mai vindeți voi măștile cu 3 lei masca, vindeți cu 2 lei masca. Intră și fixează prețul la măști, îl fixează maximal, da? Ce se întâmplă atunci? Păi, ce se întâmplă? Dacă, așa cum am povestit mai înainte, dacă ai cererea, da, ai și prețul, înseamnă că poți determina și oferta, și o să vezi, ai fi văzut pe un grafic, că dintr-o dată oferta o să scadă de măști, o să se producă mai puține. Așa e legea economică, asta zice și Mises aici, așa se întâmplă, da? Și atunci, ce se întâmplă de fapt? Se formează cozi, producându-se mai puține măști și dintr-o dată așa peste noapte, lumea fiind obișnuită să vrea 150 de tone de măști, să zicem că se produc doar 120 de tone, da? Apare o penurie de 30.000 de tone de măști. 30.000 de tone de măști? Asta înseamnă că lumea dintr-o dată trebuie să stea la coadă. Dar tu n-ai voie să crești prețul, deci cererea, să presupunem că e aceea, să presupunem că e inelastică, că e dată de faptul că, domne, e pandemie, să moare pe capete, da? Cum era aia? 80% mortalitate, 50%, 80% contagiune, 50% mortalitate, da? Să presupunem, nu s-a întâmplat așa, dar să presupunem. Da? Asta înseamnă că cererea e inelastică, toată lumea vrea măști să se apere de COVID. Și să, dintr-o dată, ai cu 30.000 de tone de măști mai puțin. Asta a fost efectul guvernului. Așa a funcționat guvernul. Asta este tot ce explică Mises. După aia Mises spune că, de fapt, guvernul ar începe să intre peste ăia care produc materialele prime pentru măști și să le impună și lor controlul prețurilor. Dar o altă soluție de care a adus aminte Gabi mai devreme este... Dă guvernul o subvenție. Vine guvernul la ăia și zice, băi, ce faceți cu măștile astea? Unde mi-au dispărut 30.000 de tone de măști? Și șeful, știi, pe ăla care a plecat, că nu mai e fezabil pentru el. Că înghită, zice, bun, mă duc, îl dau la telefon, ce-ți trebuie? Zice, vreau niște bani. Eu ți le vând cu 2, dar pe mine mă costă 2,5, înțelegi? Dăm niște bani și astfel încât să mai ridicăm prețul la măști. Pentru mine, prețul pentru mine, nu prețul pe care îl plătește consumatorul. Da, dă-mi o subvenție, asta spune producătorul. Și guvernul preocupat, să zicem că el de fapt vroia, ce vroia? Vroia să se producă vreo 170.000 de tone de măști în loc de 150.000, da? De tone. Dacă ne întoarcem la ideea ailaltă, ca să se producă 170.000 de tone, prețul ar trebui să fie ceva mai mare, ca să atragă o ofertă mai mare. Da? Prețul e fixat la 2. Așa e, prețul e fixat la 2. Da? Și atunci guvernul ce trebuie să facă? Trebuie să scoată din buzunar, taxarea e furt, guvernul nu are bani, trebuie să scoată din buzunar diferența astfel încât pentru producători, prin subvenții, astfel încât pentru producători ei să încaseze cu totul, ca și cum ar vinde măștile alea cu 4 lei în loc de 3. În felul ăsta, dintr-o dată se produc 170.000 de măști. Da? Acum, care este morala poveștii? Să presupunem că din România 80% voiau măști. Da? Primeau doar 70%. 20% nu vroiau. Că n-au vrut ei. Bine, în România au fost altele numerele, dar lucrăm cu astea, da? Invers.
Da, lucrăm cu astea deocamdată. Da? Bun. Deci, guvernul vede o problemă. Zice, 10% din populație vrea măști și nu are. Ia să dau eu prețul în jos la măști ca să și le permită. Și dintr-o dată descoperă că mai sunt măști doar pentru vreo 60% din populație. Că așa s-a întâmplat. Asta e efectul. Da, a scăzut producția. Da? Deci măsura guvernului, în loc să facă măștile accesibile pentru 80% din populație, a făcut măștile să dispară pentru ăia 10% care au rămas pe afară. Da? Dar vine guvernul și dă subvenția. Da? Ce s-a întâmplat atunci? Păi, atunci înseamnă că ăia 80% care vor iau măști, au măști, da? Dar pentru diferența asta, plătește și aia 20%, care nu vreau deloc. Că așa e în tenis. Așa e face lucrurile guvernul. Ce mi s-a părut de reținut? Asta că subvenția bate ghilotina. Bate ghilotina. Deci o dă mai departe în viitor. Pentru că în capitolul următor... Nu livrează la pentru subvenție. Că în capitolul următor o să discutăm și de unde vin subvențiile. Păi nu. Că dacă ne raportăm doar la acest capitol, putem să spunem că subvenția o să vină dintr-o taxare mai mare. Nu avem nevoie de nicio... Da, dar dacă ținem minte de la Hazlitt, dacă ai parte de taxare mai mare, îți muți... Obiceiurile de consum, da. Îți distrugi structura producției și oricum îi bagi pe alții în faliment. Da, rezolv problema punctuală. Tu canalizezi? Mă știi. E bifat. Da, dar tu violențești taxarea. Adică păi bineînțeles. Nu e ghilotină, dar e... Curtie, jafie, da. Tot ce vrei. Da. Aia. Bun. Acestea fiind spuse, pentru Gabi Munteanu, Costel Săvărac, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Dacă nu ți-e clar, mai zic o dată, ține minte că stat te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate.